Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Peste 20.000 de suflete își găsesc aleanul, năzuința și o vorbă bună între zidurile Bisericii Apărătorii Patriei 1 din cartierul cu același nume. Biserica Parohia Apărătorii Patriei a fost fondată și ridicată cu eforturile celor care au fost demobilizați în urma Primului Război Mondial, care au fost împroprietăriți în zona de sud a orașului și care au și dat numele cartierului, Apărătorii Patriei. Deci această biserică a fost ridicată de către veteranii Primului Război Mondial, făuritorii Marii Uniri, și care au dorit să aibă un locaș de rugăciune în care să dea slavă lui Dumnezeu pentru izbânda Marii Uniri. Prima sfințire a bisericii a avut loc în anul 1937, așa cum glăsuiește actul târnosirii semnat de toți ctitorii. Pe chipul interior al bisericii se zăresc sfinți evlavioși pictați în anii 50 în tehnica fresco de către pictorii Ionel Ioanid și Iosefina Neghină. Pictura a fost finalizată de Iosif Vas, deoarece pictorul Ioanid a plecat la cele veșnice cu puțin timp înainte de a-și termina opera. Începând cu anul 2016, la Biserica Parohială se desfășoară un amplu proces de restaurare, de reconsolidare a fundațiilor, a pereților bisericii, de restaurare și punere în valoare a picturii și a catapetesmei, care și ea datează din momentul sfințirii bisericii, și totodată mai multe lucrări necesare de întreținere și de înfrumusețare a bisericii. Au fost înlocuite geamurile de la turlă, au fost consolidate turlele, a fost instalată încălzirea prin pardoseală, o nouă pardoseală de granit. Biserica adăpostește părticele din moaștele celor doi ocrotitori, Sfântul Nicolae și Sfântul Teodosie de la Brazi. Biserica are trei hramuri. Cel istoric a fost așezat chiar de către ctitorii bisericii, Sfântul Ierarh Nicolae. În anii 70, odată cu construcția clopotniței, a fost adăugat hramul Adormirii Maicii Domnului, iar începând cu anul 2010, odată cu aducerea moaștelor unei părticele din moaștele Sfântului Ierarh Teodosie de la Brazi, mitropolit al Moldovei în secolul al XVII-lea, biserica a căpătat și al treilea hram. Biserica Apărătorilor Patriei nu putea să nu aibă un ocrotitor român. Colecția de odoare sfinte a bisericii nu este foarte numeroasă, dar are o mare valoare sentimentală și istorică. De aceea, parohia și enoriașii au decis să deschidă în curând un mic muzeu cu vechi obiecte liturgice, câteva sfinte evanghelii și icoane, toate martore ale istoriei bisericilor atât de îndrăgite. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.